Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În timpul discuției de ieri despre camera de detenție, așa. Știți că la ora asta am vorbit despre camera de cum să disciplinezi copiii, mă rog. Da. În timpul discuției, o veche amică, bună Adela, mi-a trimis următorul mesaj. Și de la acest mesaj aș vrea să pornesc astăzi o discuție cu voi, prieteni. Fiți atenți ce scrie. Spune așa: cred că pentru cei mari, adică pentru elevii mai mari, da, ar trebui să existe un program de ore obligatorii de voluntariat. Acum știu că pare un nonsens, dar stați cu mine că vin și explicațiile. Când faci voluntariat, spune prietena mea, te conectezi cu alți oameni, afli alte povești, situații de viață și începi să apreciezi ceea ce ai. Un studiu Harvard, derulat timp de 85 de ani, de 4 generații de cercetători, a demonstrat că ceea ce ne face mai buni și mai fericiți sunt, de fapt, relațiile. Problema cea mai mare din ziua de azi este că oamenii înlocuiesc relațiile cu obiecte, cu tehnologia. De aici și egoismul exacerbat și comportamentele inadecvate. Copiii și adolescenții sunt educați de social media, nu de către părinți, care sunt preocupați. Ca atare, voluntariatul ar fi o soluție de creștere a empatiei și responsabilității față de propria viață și creșterea respectului față de ceilalți, prin muncă, prin contribuție proprie. Ăsta a fost mesajul primit de la amica mea. Așadar, ca să adresez și întrebarea, credeți că ar merita ca școala românească să încurajeze copiii, adolescenții, mă rog, de la o anumită vârstă, poate clasele a 10-a, 11-a, 12-a, să facă voluntariat pentru o cauză pe care și-ar alege-o ei, împreună cu părinții, adică nu să le impună să ducă undeva anume, eventual, în schimb, unor, nu știu, puncte în plus pentru bursă sau o recomandare sau ceva simbolic, cât de cât, adică să nu fie condiționat acest program de ceva crucial, cum ar fi vreo notă pentru examen. Dar să-i încurajeze în felul ăsta. Credeți, ar fi o idee sau credeți că va fi dusă în derizoriu imediat în țara noastră prin adeverințe false de voluntariat, așa cum pe vremuri elevii trebuiau să facă practică și făceau rost în schimb de adeverințe false de practică? Asta e întrebarea generală. Și mai am una pentru aceia dintre voi care ne ascultă acum și fac sau au făcut voluntariat vreodată. Sunați-ne și voi la 0372069599 și spuneți-ne și ce v-a învățat voluntariatul. Dacă e de încercat sau dacă credeți că este de fapt o pierdere de vreme, o pierdere de timp. Acum am un mic comentariu personal. Sigur că dacă creezi un astfel de sistem în care încurajezi elevii să facă voluntariat, în schimb a ceva, orice, evident că unii vor specula sistemul și vor face cum se făcea pe vremuri, lua adeverință de alea de practică false. Dar măcar unii vor face pe bune. Și poate că unii copii vor descoperi ce înseamnă empatia și ce înseamnă să dăruiești. Adică să dăruiești lucruri importante. Timp, efort, muncă, creativitate, în schimbul doar a satisfacției de a fi mai bun, de a oferi ceva cuiva. Și știu că pare foarte idealist, dar lucrul ăsta mi se pare că funcționează. 2. Zaf și cu mine am fost la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, să muncim o zi pe un șantier de undeva din Floreasca, la reparația unor case în satul, cred că îi spunea satul copiilor. Nu sunt mai acolo mai multe case pentru familii de asistent social care cresc copii. Și casele alea mai trebuie reparate din când în când. Și o fundație se ocupa de repararea acestor case și ne-am dus să am cărat acolo o zi ciment, BCA, am dat jos pereți vechi și așa mai departe. E muncă foarte grea. Bă, dar eu m-am simțit bine, adică am fost epuizat, recunosc, după ziua aia de muncă, nici măcar n-am muncit 8 zile cu totul, 8 ore cu totul, dar am fost epuizat, însă m-am simțit bine, pentru că am simțit că doresc ceva important pentru mine, și anume timp și efort. Și 3, și cu asta închei, înainte de a vă invita să sunați, nu trebuie să confundăm, mai ales cei din generațiile mai vechi, ideea asta de voluntariat cu ce se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu, când aveam muncă patriotică obligatorie sau voluntariat obligatoriu, în care eram trimiși voluntari, când aveau, că așa era obligatoriu, să culegem porumb, să cărăm moloz, să facem curat pe străzi. Eu am plantat copaci pe Barbu Văcărescu, unde blocurile erau în construcție, acolo împreună cu clasa, și toți copiii urau
Pentru că era ceva obligatoriu. Deci umbra de pe Barbu Văcărescu eu datorez lui. În partea asta mai nouă, unde s-au construit blocuri prin anii 80. Deci, 0372069599. Aceia dintre voi care au făcut sau fac voluntariat, sau au făcut vreodată voluntariat, ați recomandat copiilor să facă? De ce? Sau e pierdere de timp? 2. Credeți că ar merita, poate, ca în școala românească să existe un astfel de program național de încurajare a copiilor să facă voluntariat pentru cauze sociale? Să se ducă, de exemplu, să servească la o cantină socială? Să se ducă să ajute, de exemplu, nu știu, o comunitate de... o fundație care oferă timp de dialog bătrânilor singuri. Sunt bătrâni singuri și sunt câteva fundații, știi, care trimit oameni să stea de vorbă cu bătrânii, care sunt singuri și au nevoie să interacționeze cu cineva. Nu știu, ceva de genul ăsta. 0372069599 și mesaje audio pe WhatsApp, dacă vreți. Așa, mai scurtuțe, 0728-3132. Vă așteptăm. Zic să stăm de vorbă despre voluntariat. Sigur, da. Multe telefoane, foarte multe mesaje despre voluntariat și copiii. Nu știu dacă ar fi o idee bună să încurajăm să facă voluntariat. Care este experiența? Ce se poate învăța? Bună dimineața, Gabriela! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Te rog! Da, despre voluntariat, un subiect care pe mine mă atinge ori de câte ori se vorbește despre el, pentru că eu fac voluntariat și am făcut de 10 ani tot fac voluntariat, și în țară și în afară. Părerea mea este că din voluntariate copiii, tinerii, dar și seniorii pot învăța foarte multe lucruri, de la, nu știu, a fi mai responsabili, și ce e frumos la voluntariat este că înveți să te bucuri să oferi. Este, pentru mine, personal, bucuria de a oferi este mai mare decât cea de a primi. Ce anume, ce fel de voluntariat faci? Că spui că faci asta deja de un deceniu. Păi, am făcut voluntariat ecologic, am făcut voluntariat medical, pentru că eu sunt cadru medical, am făcut voluntariat social. Toate tipurile dar de concret, voluntariat. Dă-mi un exemplu, dă-mi un exemplu. Ce mai înseamnă? Concret, păi da. în țară, de la strâns gunoaie din păduri și așa mai departe, străzi, râuri și așa mai departe, medical, inclusiv în Nepal, eu am fost 2 ani, câte o lună, cu o asociație de voluntariat și acolo am făcut parte din echipa medicală și am tratat, am prevenit, am făcut prevenție despre igiena orală, despre igiena, despre, nu am știu, înțeles. Să mergem să facem prevenție, să facem analize și așa mai asta departe. Asta în afara programului tău de muncă, practic. În afara programului meu de muncă, în timpul meu liber din concediu, eu practic îmi păstram zile de concediu să pot merge să fac acțiuni de voluntariat. Mulțumesc foarte mult, Gabriela, pentru explicații. Salut, Alex. Bună, Alex. Bună dimineața. Din Bicaz, județul Neamț, fac voluntariat de aproape 23 de ani la un serviciu de pompieri din Bicaz, care aparține de primărie. E ceva extraordinar. Probabil sunt și dependent de adrenalină. Ai satisfacția că poți ajuta comunitatea. Deci ești pompier voluntar, practic, nu? Asta sunt înseamnă. Pompier voluntar de vreo 20 ceva de ani. Formidabil. Și jobul tău, adică din ce trăiești? Care-i venitul tău de unde? Jobul meu sunt tehnician telecomunicații în timpul zilei, iar după amiaza sunt la dispoziția autospecialii. Și te duci acolo în fiecare zi? Adică mă duc, da. Dar nu ești plătit? De fiecare dată. Nu! Ce tare, formidabil. Mi se pare fabulos. Fabulos, bravo. Felicitări. Neața, băieți, uite, fiica mea era o persoană introvertită, o persoană care nu prea avea așa mulți prieteni. A intrat într-o fundație unde face și voluntariat, fac tot felul de activități. A fost și plecată pe afară, vin de afară, vin la ei mulți copii. Vreau să spun că s-a schimbat total, total. Este o altfel, exact opusul este. Acum este extrovertită, vorbește cu toată lumea, are mulți prieteni, a legat multe prietenii cu tot felul de persoane, de copii. Fac voluntariat, băi, este o schimbare de nici mie nu mi-a venit să cred. Da, dacă se poate, trimiteți-vă copiii să facă lucrurile astea, să intre în ceva, în niște activități unde se schimbă efectiv. Deci eu am rămas uimit. O zi bună din Marea Britanie, Danson. Mulțumim pentru mesaj, foarte frumos. Ioana, bună dimineața. Bună, Ioana. Bună dimineața. Te rog.
Consider că este foarte bine pentru copiii noștri să facă voluntariat, mm-hmm, pentru orice, social, adunat gunoaie. Copilașul meu de la 3 ani jumătate merge la grădiniță, grădiniță care ne strânge copiii împreună cu părinții să facem diverse activități și deja știe când vede gunoi pe stradă că nu e frumos să aruncăm pe stradă. Toate activitățile acestea ajută foarte mult să se dezvolte. Uh-huh. Eu cred că voluntariatul este o formă de educație foarte eficientă și foarte pozitivă. Și exact, susțin asta. Da, exact, mulțumim. Exact. Mulțumim, Ioana. Raluca, bună dimineața. Bună, Raluca. Bună dimineața. Te rog, consider, Raluca, că voluntariatul este foarte bun în dezvoltarea unui copil. Eu am făcut voluntariat, din păcate, mai târziu, pentru că am aproape 50 de ani și pe vremea noastră nu se practica voluntariatul. Sau, mă rog, mergeam în acele practici de școală la începutul Palele ura toată lumea, exact, că erau obligatorii, erau cu forța și nu vedeam niciun fel de... Nu. Deci mă duceam cu... Mie îmi plăcea la practica de toamnă. Bun, Raluca, dar explică-mi, spune-mi un lucru, care e părerea ta? Dacă școala, cum ar putea școala organiza astfel de lucru? Cineva mi-a dat un mesaj, a spus că voluntariat, că nu se poate, că nu trebuie oferită niciun fel de recompensă copiilor care fac voluntariat, că atunci nu mai e voluntariat. De acord. Cum altfel să încurajeze școala? Niciun fel de recompensă. Dă bine la CV, adică dacă ai un CV în care tu ca și copil, ca și adolescent, a făcut multe activități de voluntariat, tu ești atunci mult mai prețios pentru eventualele pentru asta e evident, dar cum s-ar putea implica școala în asta? Ca să fie ceva, de nu știu, exemplu, la nivel național. Poate ia legătura cu Crucea Roșie, vă dau un exemplu, eu sunt cadru medical. Ia legătura cu Crucea Roșie, face o grămadă de activități, Crucea Roșie face o grămadă de activități cu copii. Uh-huh. Ia legătura cu Fundația Salvați Copii, ia legătura cu alte fundații, Fundația Copiilor Bolnavi de Autism, mă rog, acolo este un pic mai delicată situația, dar sunt modalități, sunt atâtea surse în care putem efectiv să implicăm pe copii și să... Mulțumesc, Raluca. În diverse activități. Am înțeles, Raluca, mulțumesc. Uite, cred că ar fi o idee ca periodic școlile să invite la întâlniri cu elevii, reprezentanții unor fundații care să le explice de ce este important voluntariatul și să spună că au nevoie pentru de voluntari care să facă asta, asta sau asta. Și copiii cred că s-ar putea duce ei către astfel de activități, fiind pur și simplu informații. Cătălina, să știi că mai avem doar jumătate de minut. Bună dimineața! Bună dimineața! Fica mea cea mare de 17 ani face voluntariat cu copiii și îi place nespus. Deci încurajez voluntariatul, nu mă urmează pe mine, deoarece eu nu am făcut voluntariat, dar este... De ce îi place? Ce spune că învață? De ce? Care este motivul pentru care se duce să facă? Îi place în primul și în primul rând pentru că lucrează cu copii, cu copiii aflați în situații de risc și treaba și ei mai departe să urmeze o pedagogie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult pentru această intervenție. Mă bucur că au fost atâtea telefoane pozitive. Cred că este un subiect la care ne putem gândi fiecare într-un fel și poate cine știe să încurajăm pe copiii noștri să facă voluntariat măcar o dată în viață, ca să vadă cum e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.